Iancu din iarnă este la Steaua sau sunt povești? Te-am sunat tocmai ca să ne spui tu, că până la urmă tu ești cel mai în măsură să ne spui. Sunt discuții avansate. Discuții avansate însemnând chiar din această iarnă sau puteți să bateți palma și să mai... Sunt discuții avansate, nimic, să zicem, sunt discuții destul de avansate, atâta pot să spun, normal. Jucătorul e dorit de Steaua, e dorit și de alte cluburi, cum am spus. Așa că am stat la masă, am discutat cu cine a vrut să discute. Steaua l-a dorit mai mult ca toate celelalte și are un avans în momentul de față. Uh-huh. Lucrurile cum vor sta? Va rămâne până în vară la viitorul? Noi dăm jucătorii, nu punem condiții. Deci nu punem condiții. V-am spus că jucătorul, oricine e liber să... Dacă are o ofertă bună care să aducă la un progres pentru el, atunci nu-l ținem. Deci nu avem de ce să-l ținem. A, deci tu nu ești de mentalitatea asta, domne, mai lăsați-mi-l 6 luni, 10... Nu, v-am spus la televizor, eu nu spun la televizor un lucru și după aceea decide cel care cumpără totdeauna. Am înțeles. Adică ați bătut palma în iarnă, la revedere, jucătorul pleacă în iarnă la Steaua sau unde o să plece și gata, nu? E discuțiile sunt avansate. Până să fie clare, total, mai sunt anumite lucruri de vorbit. Vreau să te întreb chiar ceva. Chiar dacă cluburile s-au întâlnit și au vorbit. Da, adică înțeleg că voi v-ați înțeles, cluburile în principiu, bineînțeles. Cluburile, da. Da. Și ce ar mai fi? N-ar vrea jucătorul la Steaua, mă îndoiesc, nu? Nu, jucătorul lăsăm în pace să joace și cred că probabil își dorește și el și vom vedea. De ce Steaua? Steaua joacă la Copenhaga, noi avem în campionat anumite, încă una etapă, două, deci na, le facem un timp ușor, fără să... Corect, dar de ce Steaua totuși până la urmă? Și nostalgie sau o ofertă mai bună? Sau aici nu e loc și de nostalgie? Păi nu v-am spus înainte, v-am zis Steaua a fost mai decisă. Steaua a fost mai decisă. Asta vreau să te întreb, ești un strop de nostalgie în ceea ce te privește sau n-are nicio legătură? N-are. Cum lăsăm la o parte că îmi face plăcere că jucătorul pleacă la o echipă mare, da. Restul știți cum e. Una e una, alta e alta. Steaua l-a dorit, e un club mare, e un club care orice jucător își dorește să ajungă acolo și acum vedem, trebuie să se pună și el de acord. Și... Da, și după ce închideți tot, la iarnă să bateți palma și cu asta basta. Da. Vreau să te întreb ceva, nu e un jucător prea crud pentru Steaua? Nu. Cu toate că el are foarte multe de învățate. El a avut creșterea mea, debutul meu în divizia cu goluri, cu prestații foarte bune, la vârsta, cam aceeași vârstă am avut și-o, 17 ani, 18 ani. E acolo, eu am marcat 7 goluri din 17 meciuri, el a marcat 6 goluri din 17 meciuri, cu toate că ultimul meci nu l-a jucat, a avut un deces și n-a putut să joace. Dar are un randament foarte bun. De aici până să fie un jucător mare, are de învățat mult, trebuie să muncească și ambiție multă, capul jos și dacă va semna la un club mai mare, iar trebuie să o ia de la capăt, de la zero, să demonstreze, să fie bun și acolo, să-și câștige respect. Care ar fi în 2-3 vorbe, că acum normal nu o să facem toată emisiunea pe asta, care ar fi, cum să spun, calitățile primordiale care ție îți plac la Iancu? Are tehnică, are personalitate, inteligent în joc și tehnică de joc și individuală și ca tehnică de joc de pase. Pasează foarte bine și tehnică individuală, adică o execuție foarte bună, o lovire foarte bună a mingii și are viteză de gândire. Gândește, vede jocul, simte, nu are o viteză, nu e exploziv, dar pare un jucător care e rapid prin tot ce face pentru că gândește în teren și are un picior foarte bun. Deci, după părerea ta, creează panică. Păi corect, creează. Am văzut ce panică a creat. Și să ne gândim că are doar 18 ani, nu? Dacă nu mă înșel, nu? Da, are personalitate. Deci un atul lui, un tip care are mare personalitate. Îi place să joace meciuri mari și sper să o facă bine.
Spune un lucru. Deci nu se pune problema să nu fie matur pentru Steaua. Bine, normal că trebuie să învețe. Nu, el trebuie să pași, el trebuie să facă următorii pași, că și cum am făcut și eu la Sportul, și trebuie creșterea. Creșterea lui va fi până la 21 de ani, dar eu zic că Steaua trebuie să aibă grijă de el, să-l crească dacă se va pune de acord și să aibă grijă de el, cum și noi am avut grijă 4 ani, 5 ani de el. Nu e o pierdere prea mare pentru echipă la început cum e a ta? Pentru jucător, când jucătorul a stat 4-5 ani la noi și are o ofertă și n-a fost numai singura, nu poți să-l ții, n-ai cum. Îi faci un bine, e o creștere, e o treaptă mai sus și nu poți să te pui contra. Ești încântat că după atâția ani de muncă și de bani băgați, în sfârșit apar primele roade și ai de-a face cu primul transfer, cum să spun, important? Că eu nu mai știu acum, poate nu știu, dar... Să se realizeze, am zis că nu vorbim mult. Să se facă, el oricum are și a avut și are încă și de afară oferte de la echipe foarte mari. Dar, cum v-am spus înainte, Steaua a fost mai iute, a fost mai direct, a venit, a fost pragmatică. Și, mă rog, acum așteptăm să se pună de acord și cu jucătorul și... Da, bănuiesc că e inutil să te întreb de sume sau de chestiile astea, că n-ați discutat. Aia, sumele, normal, e un jucător valoros. Am înțeles. Păi ce nici să... Nici cum, nici ieftin. Cum? Nici cum, nici ieftin. Nici cum, nici ieftin. Am înțeles. Bineînțeles, că trebuie să ținem cont. Suntem în România și trebuie să ținem cont. E în regulă. Păi ce să spun, felicitări atunci, da. Mai ales când o să se și semneze actele oficial. E o lovitură frumoasă și pentru tine și cred că și tu că ești încântat că uite încep lucrurile să se miște. Pentru că știi cum e, tot bagi, tot bagi, toată lumea te laudă, dar tu ești singurul care știi cum e să trebuiască să bagi bani. No, da, bine, asta e o latură importantă, dar partea cea mai sensibilă e aceea că deja am format mulți jucători și era și un moment în care ei sunt curtați și era în momentul în care și noi să începem să dăm jucători, pentru că obiectivul nostru e să formăm jucători. Și deja am lucrat bine în acești 3 ani, 4 ani și eu cred că de acum încolo o să apară oferte și pentru ceilalți băieți care au făcut foarte bine. La Steaua cu Regencamp poate să crească, e clar. L-am văzut pe Regencamp că îi plac jucătorii. Da, el trebuie să fie bine antrenat ca orice jucător și trebuie să muncească mult. Și după aceea, dacă el e în condiții foarte bune, eu zic că după aceea Dumnezeu a dat destule ca să poată să facă față. Să reușească.